Deci, salutare! În acest video vreau să vă rog ceva. Cei care aveți experiență în papagalii de talie puțin mai mare, nu de talie mică, de talie mică, nu am probleme cu ei, dar am probleme cu acesta, micul Alexander. Unica este sănătos, mănâncă totul ok, nu este bolnav, doar că unica problemă care este la el este că foarte greu câștig încredere. Nu mă ating de el și țipă, încearcă să mă muște, bag mâna cu Olivie, începe să țipe și da, asta este problema sa. Eu credeam că el o să se obișnuiască, dar are deja multe luni, câteva luni de când este la mine și tot este speriat. Cu toate că îi dau drumul des din cu Olivie, încerc să mă ocup mai mult cu el, să mă apropii de el, dar nu stresez, nu prea fac mișcări bruște, pentru că știu că el este cam timid. Oricum se sperie și nu s-a obișnuit. Și poate cineva îmi va da un sfat cum mai exact să-l dresez. Chiar aș avea o mare nevoie de o așa gen de sfat. Pentru că experți la noi în Moldova în animale nu prea sunt. Dacă sunt foarte puțini și tare greu găsesc și pe internet cred că mi este mai simplu. În câini, de exemplu, sunt dresori, sunt kinologi. Pe Gunter mă gândesc să-l duc la dresaj curând, când o să am timp, dar pentru papagali nu pregăsesc și doar am nevoie de sfaturi cum cineva poate a avut așa gen de papagal, tot l-a crescut și tot l-a îmblânzit și poate va da un sfat. Vă spun cauza lui, de ce el este atât de sălbatic, atât de, nu știu, timid, fricos. Pentru că primii se 3 ani de viață a trăit doar în colivie, nu la mine, la fostul său proprietar, de la care eu l-am cumpărat, nu avea timp să se ocupe cu el, de ce l-a vândut și era cam timid, dar cât de cât s-a mai învățat să zboare, când îi deschid cușca, el iese din colivie, se duce singur înapoi, doar că aș vrea să-l învăț să stea pe mână, pe umăr, etc. Doar niște lucruri simple. Uitați-l pe Sașca, l-am dresat cu succes. Hai, uitați că stă pe mână, am el este puțin poznaș, dar în videourile trecute o să vedeți că el nu este atât de sălbatic. Am mai făcut videouri cu el în iesă. Hai, vedeți că vine pe mână când îl chem. Sașca este totul ok, cu cei detalii mică mă descurc bine, dar cu acești puțin mai mari sunt noi pentru mine și nu că am avut așa specii, dar detalii mică am avut destui și nu am probleme cu aceștia. Așadar, cine are niște sfaturi cu așa gen de papagali cum este Romeo, să-mi scrie în comentarii. O să apreciez comentariile și o să-i mulțumesc mult. La revedere! Dacă v-a plăcut acest video, distribuiți-l, dați un like, subscribe și ne vedem data viitoare, da? Sașca vă zice la revedere și Romeo tot!